dialog spumos între Andreea Mantea și băietelul ei. David, ce faci acolo? Răspunsul lui a lăsat-o masca, s-a stricat copilul. Dialog spumos între Andreea Mantea și fiul ei, David. Bruneta s-a filmat băietelul în timp ce încerca să mediteze. Pe contul oficial de Instagram, Mantea a postat două clipuri cu discuția pe care a avut-o cu pustiul. Răspunsurile lui au făcut-o să arada inhohote, s-a stricat copilul sau oare asta trebuie să acționăm în această perioadă, a scris Andreea Mantea pe contul ei de Instagram. Dialog spumos între Andreea Mantea și băietelul ei. David, ce faci acolo? Ce răspuns i-a dat pustiul? Frumoasa prezentatoare a emisiunii Puterea Dragostei de la Canal D l-a filmat pe băietelul ei când medita. David era așezat pe podea, asculta muzica, din ochii închisi și încerca să scape de energiile negative. După cum chiar el a mărturisit, era foarte afectat ca buna lui prietena, Carina, nu doi răspundea la telefon. Andreea Mantea, David, ce faci acolo? Semnul întrebării. David, nu am timp pentru asta. Semnul exclamării. Me, David, ce faci acolo? Nu ai timp pentru mine? Scuza-mă, iartă-mă. Voiam să te întreb ce faci acolo. S-a doi trimit Carinei videoul asta. Dar tu ce faci acolo? De yoga. Ame, ce faci? De yoga. Me, ce aia? Ma, yoga semnul întrebării. De, nu știu. Me, si la ce te ajuta aceasta yoga? De, mă liniștește, te-am mai spus odată, ame, ce-i ti face? De, mă liniștește, amen. Două puncte, ai nevoie să fii liniștit? Ești stresat? De ce ești stresat? Semnul întrebării. Punct de, îmi este si frica, sunt si un pic nervos pentru ca... Sunt supărat pentru că nu vorbește Carina cu mine și de-aia fac asta, ca să mă liniștesc. Ame, ah, deci pentru că nu îți răspunde Carina la telefon, te-ai stresat, te-ai supărat și te-ai pus să faci yoga ca să te liniștești. Rade, Doamne fereste, ferească Dumnezeu. Rade, bine, hai, fă yoga în continuare.